Salutare, oameni buni! Sunt Florin Arvunescu și bine ați venit sau bine ați revenit la mine în bucătărie. Ce ziceți? Nu vă e poftă de un cocoșel de pădure copt în sare cu câteva legume, cu un sos de usturoi de te unge pe suflet? Dacă nu vă e poftă, vă fac eu imediat. Toate ingredientele de care veți avea nevoie, jos în descriere. Metoda de preparare urmează. Asta fiind spus, eu zic să nu mai ardem aiurea și să dăm drumul la treabă. Prima dată ne luăm de cocoșel, să-l pregătim, să-l coafăm. Îl punem frumos pe tocător. Ia, trebuie să-l pârlim o leacă, mai are ceva păr, barbă pe picioare și pe piept. Ia să vedem cu jucăria asta, să-i dăm drumul. E cam nouță, dar ia să vedem. Perfect. Mai tăricel o leacă. Mamă. Și ia uitați, perfect, mamă cât de bine merge. Da, suficient pe o parte, îl întoarcem și pe partea cealaltă, să-l bronzăm și pe spate, nu de alta. Perfect, încă puțină putere și ia uitați-vă aici, cât de ușor merge toată treaba. Apoi, decât să scot un ochi de la aragaz și să-l pârlesc, parcă e mai lejer în felul acesta, nu? Ia uitați-vă aici. Frumos, frumos și repejor. Dacă mă chinui puțin, îl gătesc direct cu torța. Gata, s-a oprit. Să nu pun mâna pe fitilul ăla, că e foarte fierbinte. Așa, gata cu cocoșelul. Îl dăm frumos aici deoparte. Venim frumosel cu o tavă în care trebuie să amestecăm sare. Am aici undeva la 2-3 kg de sare grunjoasă. Am cumpărat-o și eu vărsată. Eu am ales-o, am adunat-o cu paleta. Îi sare grunjoasă pentru murături, neodată. Ia frumușel cu ea în tăviță. Bine, puteți folosi ce sare aveți prin casă, nu îi musai să folosiți odată sau neodată. Puteți folosi și de mare, puteți folosi și de Himalaya, de care vreți voi. Ia să vedem, ajunge asta sau nu. Eu zic că ar mai merge așa o mânuță. Am luat câteva kilograme de sare. Hai, mai turnăm puțin aici. Cam atâtica suficient. Deocamdată mai adăugăm noi peste dacă o fi cazul. În momentul acesta condimentăm sarea. După ce ne scuturăm bine pe mânuțe, zici că e făină o parte din ea. Cu ce condimentăm? Prima dată cu chimen. Chimenul ăsta va face minuni preparat. O mânuță babană împrăștiată stânga-dreapta. Hai, încă o mânuță. Două mânuțe, adică jumătate de borcanaș dintre ăsta. Nu o să condimentăm cocoșelul ăsta, doar sarea o condimentăm. Tot gustul îl trage de aici, să nu ne mai complicăm. E mai ușor în felul acesta. Puțin ardei iute, câțiva fulgi de ardei. Hai, încă câțiva. Pentru care mănâncă iute. Dacă nu mâncați iute, luați decât o dată cu astea 3 degete. Ia să vedem ce mai avem de adăugat. Puțin oregano, tot am borcanul ăsta plin. Apoi să îl folosesc, nu? O mânuță. Împrăștiem frumos toate condimentele pe aici cu sarea. Ia uitați-vă cât de bine arată, mamă, și cât de bine miroase. Gata și cu amestecatul. Am împrăștiat destul condimentele pe aici. Nivelăm frumos. După care venim în felul următor. Cu 4 albușuri. Da? Neapărat ou ca să legăm bine toată nebunia asta de sare și să stea perfect închegată pe cocoșelul acesta. Spargem frumos și scăpăm de gălbenuș. Nu avem treabă cu el. Ăsta o să intre imediat într-un sos. Nu l-aruncăm, Doamne ferește. Bine, și dacă nu făceam sos, până la urmă tot îl mâncam dimineață la micul dejun. Punem frumos în castron gălbenușul, albușul la fel și de la ăsta, îi al treilea. Mamă, ce ouă frumoase am nimerit. Ce culoare un portocaliu aprins au. Încă unul și cam ăsta. Hai, nu te sparge tu acu la sfârșit. Alea trei le-am făcut cum trebuie, nu vreau să dau greș acu și ca cu ultimul. Gata, la revedere, aruncăm cojițele astea, ne
ștergem o lecuță pe mână, facem o leacă de curățenie, cam împrăștiat și pe aici, și mai venim cu o lecuță de apă, musai. Adică trebuie să arate sarea asta ca o pastă așa mai zgrumțuroasă. Puțină apă de colo-colo, eu zic că e suficientă, undeva la 100-150 de mililitri, și să amestecăm. Să încorporăm bine albușul cu apa și cu sarea și cu condimentele aici, bineînțeles. Dacă mai avem nevoie de apă, mai adăugăm. Da, o să vedem pe parcurs. Eu zic că am nimerit numai bine cantitatea de albuș și apă. Ia uitați-vă aici, când strângi, trebuie să rămână ca un bulgăr de zăpadă. Ia, priviți, perfect. Suficient deocamdată, hai că am împrăștia sare în toată bucătăria. Apoi, cum vrei să faci pui, cocoșel, de fapt, copt în sare. Venim frumușel cu altă tavă, mai măricică de data asta. O așezăm frumos aici, să dea bine la cameră. După care venim cu un strat generos de sare cu apă și albuș, era să zic gălbenuș. Împrăștiem așa frumușel în toată tava, cât să zic undeva la un centimetru, un centimetru și jumătate să aibă grosime stratul ăsta. Împrăștiem bine, ia să vedem. Sper să mi-ajungă toată sarea asta. Dacă nu mi-ajunge, e mai complicat. Trebuie să mai fac o tură. Dar nu cred că îi nevoie. Dacă analizez cum trebuie toată situația, eu zic că e la fix. În momentul acesta venim cu câteva legume. Am aici păstârnac. Ia, frumușel, să vedem cum îl împrăștiem pe aici. Ăsta într-o parte. Morcov, vreo două bucățele. Asta la fel, și cartofi. Bine, mai pune ceva pe lângă cartofi. 1, 2, 3, îi lăsăm în coajă. I-am spălat foarte bine înainte. De fapt, toate legumele le-am spălat foarte, foarte bine înainte. Încă un cartof pe aici și vreo 2, 3 cepuțe dintre astea roșii și fresh. Bine, erau verzi, nu mai sunt verzi în momentul acesta. Gata, perfect. Cimbru, am aici cimbru proaspăt românesc. Rupem așa o crenguță și împrăștiem așa vreo 2-3 buchețele dintre astea să prindă și legumele astea. Parfum de cimbru și puiul, bineînțeles. Hai, mai punem încă una. Ăsta e proaspăt și destul de puternic. În momentul acesta venim frumușel cu cocoșelul, cu cocoșeii, de fapt. Îi așezăm peste legume. Ia și ăsta să se proptească așa unul de altul. Perfect! Ce drăguți îs! Și îi acoperim cu sare, frumușel, împrăștiem și presăm în același timp să se lipească bine de puiuție ăștia, să nu-i mai zic cocoșel. Cocoșel, cocoșel de pădure. O nebunie, să vedeți ce preparat avem noi aici. La sfârșit, mai durează o lecuță. Musai să acoperim bine cu sare toate legumele, adică să nu avem pic de aer în interior aici, să se coacă cum trebuie. Sarea o să extragă grăsimea din puiuțul ăsta care nu îi folositoare și o să rămână zemos într-un mare, mare fel. Eu zic că am acoperit cum trebuie. Ia uitați-vă aici. Mamă, mamă, perfect! Și în cuptorul la 180 de grade, m-am spălat pe mâini mai devreme, așa, în cuptorul la 180 de grade pentru, că să zic, un 60, maxim 70 de minute. Căldură sus-jos plus ventilație. Ia să aruncăm tăvița asta aici. Pam, pam, perfect. Bye, bye, see you în vreo 60 de minute. Până una alta, mirosim o leacă. Cimbrișorul ăsta, mamă, ce parfumată e. Curățenie și revin cu sosul ăla de usturoi de care v-am povestit. Bine, până la urmă, cred că o să fie maioneză cu usturoi. Brâb. Avem nevoie de un recipient mai înalt în care să-și facă blenderul de cap. Venim frumușel cu gălbenușurile, toate la grămadă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, câte ați folosit. Așa, puțin muștar Dijon, că să zic o linguriță babană, așa cu vârf, sau o linguriță și jumătate. Îi bun muștarul ăsta Dijon, va da un gust sosului. Maionezei, e și din comun, mamă, o leacă iute. Și
puțin ulei, puțin ulei, ce n-ai avea puțin ulei, puțin mai mult ulei de floarea soarelui. Nu vrem să folosim alt ulei, vrem să avem un ulei neutru. Undeva la, cât să zic, 200-250 de mililitri. Turnăm frumușel aici, zup, 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 suficient, da. Și să înceapă gălăgia. Asta, să trag și eu cablul ăsta mai pe lângă mine. Băgăm frumușel blenderul la fund și să mixăm. Ia, priviți. Sper să iasă. E prima dată când fac sosul ăsta sau maioneza asta. Ia, să vedem. Toată treaba e să te joci așa ușor cu blenderul, să-l ridici, să-l bagi la fund, să-l ridici, să-l bagi la fund, adică știți, mișcarea. Hai să continuăm mai pe repejor înainte. Bă, băiatule, s-a întărit atât de tare încât abia pot scoate blenderul din recipientul ăsta. Mai trebuia ulei ca să iasă mai finuț, dar ia uitați-vă aici, opa, haide bă! Gata, perfect. Apoi, asta da, maioneză. Bine, o să o înmuiem noi cu șica, cu ceva zeamă de lămâie. Sta să caut și eu un castronel. Cred că ăsta e perfect. După care venim frumușel cu maioneza asta. Curățăm de pe blenderul ăsta toată nebunia. Nu am pus sare, nu am pus piper pentru că vreau să, adică pentru că am vrut să iasă ce trebuie. Ia să văd dacă pot curăța și de pe lângă cuțitul ăsta. Gata, perfect. Așa frumos și cu ce avem în castronel, în castron, în bolul ăsta, de fapt în castron. Încă o lingură, cam gata. M-am urdărit și pe deget. N-are sare. O lecuță de sare, așa cât iei o dată și jumătate cu astea, 2-3 degete, piper proaspăt râșnit, bineînțeles, nu putem fără niciodată. Pune și voi după gust, nu trebuie să vă luați după mine, suficient. Zeamă de lămâie, ia să vedem, ia să vedem, hop, așa că n-am cuțit, ba, am cuțit aici, ușurel. S-a înțeperit în suportul ăla de cuțite. Tăiem frumușel pe jumătate, cam atât, și stoarcem fără sâmburi dacă se poate. Bine, nu toată zeama de la jumătatea asta de lămâie, undeva la jumătate din jumătate. Ați înțeles voi la ce mă refer. Frumușel la o parte și musai cu usturoi. Doar am spus să facem sos de usturoi sau maioneză cu usturoi. Am aici vreo 5-6 căței mai babani, îi zdrobim frumușel, curățăm bine și să amestecăm. Acu, mamă, să te ții miros de la lămâie, de la usturoi. Wow, perfect. Și cât de tare îi maioneza asta rapidă, doar cu gălbenușuri. Ia să amestecăm frumușel. Ia uitați-vă, de la zeama de lămâie deja a început să fie mai lichidă toată treaba aici în castron. Gustăm. Ia să vedem. Degetul ăsta s-a nimerit, nu. A fost cu dedicație. Ce maioneză cu usturoi de la aia cu capa, cu colonelul. Asta, da, maioneză cu usturoi. Băi, oameni buni, ce să zic, mă o să beau o bere până îi cocoșelul ăla gătit la perfecție. Așa că revin imediat, în vreo 30-40 de minute. Am timp de 2 sau de 3 beri. Undeva la 70 de minute au trecut, trebuie să luăm în calcul și sarea. Durează ceva până se încălzește, până se încinge bine, așa că momentul cel mai așteptat a sosit. Să vă arăt cocoșelul de la cuptor, copt în sare. Imediat vin cu tăvița asta. Ia uitați-vă aici. Tă-dă-dă-dă-dă-dă-dă-dă.
Bine, ce să vedeți? Un munte de sare. Deocamdată. Sta să dăm cu ciocanul în ea. Bine, ciocanul. Glumesc cu un cuțit cu partea asta care nu tai. Ia să vedem. Mamă. Oho. Îi întărită cum trebuie. Și să te ții acum din nou mizerie în bucătărie. De ce mi-era frică, n-am scăpat. Hai să mai dăm așa de 2-3 ori. Mamă. Perfect, ia să vedem. Oho. Uite puiul. Uite cocoșul. Cocoșelul. Ușurel. Dăm așa toată sarea la o parte. Mamă, dar ce parfum iese din muntele ăsta. Ia, ușurel. Am spart cât am spart. Mai am de spart. Să vedem. Deci noi cu mâna la o parte cât putem. Mai avem ceva de lucru. Cred că trebuie o daltă și ciocan ca să meargă treaba mai repede. Ușor, ușor o rezolv eu. Ia uitați-vă, suntem pe drumul cel bun. Gata, a trebuit să dau mai cu putere, nu o glumă. Mamă, cât de bine arată cocoșelul ăsta. Ia să îl scoatem frumușel pe tocător. Mamă, dar ce frige. O să am nevoie de un clește. Uite-l aici și de o pensulă, așa să mai scăpăm de sare. Prima dată îl luăm frumos la pensulă. Ia să înfigem frumușel creștele ăsta aici. Op, să nu îl facem praf cumva. Cred că mai degrabă, uite așa, îi bag creștele la sub braț. Și scuturăm prima dată, mamă, ia uitați, curge zeama din el. Fac pariu că e foarte, foarte, foarte fraged. Și cartofiorii ăștia, ia să vedem, îs copți. Mamă, copți și fierbinți. Scoatem așa câte unul, la fel, scuturați de sare. Mamă, cât de bine arată toată nebunia asta aici, morcovul ăsta. Fac pariu că e demențial. Scăpăm repeciori de sare și după dânsul. Punem frumos deoparte pe tocător. Și mai caut un păstârnac. Ia uitați-vă și la ăsta. Mamă, păstârnac copt în sare. Abia aștept să mă înfig în bucățica asta. Și vă imaginați păstârnacul dulceag copt în sarea sărată. Bine, copt aici cu zeama de la puiul ăsta. O să fie o nebunie. Să nu uităm de ceapă. Mamă, și asta dulceagă. Frumușel lângă. Cam atât mai scuturăm noi când mai punem în farfurie. Până una alta scăpăm de tăvița asta. O să mă ocup de dânsa mai târziu, ori o leacă. Curățenie, dăm sarea la o parte. Am făcut un dezastru în bucătărie de... Cred că ăsta e cel mai mare dezastru pe care l-am făcut de când am început să gătesc. Și venim frumușel cu o farfurioară sau un platou așa mai micuț. Ăsta cred că e perfect. Ia uitați-vă la el ce frumos lucește. Venim prima dată cu puțină salată verde. O rupem frumușel, nu stăm să o tăiem la cuțit, să fie cât mai rustic. Cât mai rustică toată treaba aici în farfurioară. Ia uitați-vă, perfect. Încă 2-3 bucățele și cam asta fu. Suficientă sălățică să fie așa de jur împrejur. O leacă de zeamă de lămâie, nu multă, puțină, împrăștiată stânga-dreapta. Perfect, salata asta acrișoară. Mamă, cu puiul ăsta copt, cu legumele, o leacă așa dulcegi. O nebunie, bine, și piper proaspăt râșnit, să nu uităm de dânsul, că lui păcat și mă ceartă dacă nu îl pun. Încă o leacă de fulgi de ardei iute. Să colorăm așa sălățica asta. Ia uitați-vă ce bine arată. Adică mă chinui cu borcanul ăsta. Și în momentul acesta începem frumos să tăiem din toate nebuniile astea. Mai scuturăm o lecuță morcovul ăsta. După care îl tăiem așa în fâșiuțe subțirele, potrivite, cum vrem și noi, cum ne vine la mână. Mamă, cât de moale este. Punem frumușel așa 2-3 feliuțe de morcov. Aici le împrăștiem. Cartof la fel.
îl mai scutrăm o lecuță, să nu aibă multă sare pe el și l-am scăpat. Bine, l-am scăpat, cred că perfect l-am scăpat. Ia uitați-vă, îl punem așa rupt, nu îl tăiem, vreau să-l tai, dar parcă dă mai bine așa în farfurie. Ata și cu ăsta, păstârnacul la fel, tăiat la fel ca pe morcov, la fel și ăsta aranjat pe aici prin farfurie, musai să gustăm. Mamă! Păstârnac copt în sare. Deja, gata. Ăsta face toată rețeta. Să vedem și ceapa. O scoatem frumușel din prima foaie, ca să nu fie prea sărată. După care o tăiem așa pe jumătate și o împrăștiem. Mamă, ce alunecă! O împrăștiem și pasta pe aici prin farfurie, zici că e calamar. O rupem așa fâșiuțe. Dacă tot am gustat din toate legumele, mamă, să o gâși din ceapă. Nu mai zic nimic. Rămâne treaba pe voi să gătiți acest preparat. Hai să tăiem puiul ăsta și să gustăm din el frumușel pe jumătate, frumos pe mijloc, jumătate de cocoșel, puțină maioneză stânga-dreapta, una pe aici, uite așa pe pulpița asta și încă un pic pe aici și pe pui, bineînțeles, uns așa cât îi fierbinte și să se lipească și câteva bălării de el. Ia să vedem, să vedeți acușica ce culoare frumoasă va prinde farfuria împrăștiate așa, multe în mijloc, frumușel, stânga, dreapta și cam asta fu. Îs rupt de foame. Și mirosul ăsta de aici, mamă, și copănelul ăsta cum urlă la mine, ia uitați-vă cum se rupe. Hai, încă puțin. Haide bă, gata. N-a trebuit să-i mai fac nimic. Mă rog, leacă de sare pe aici. M-am spus, trebuie curățat bine. Mamă, dar ce gust are. Zici că îi pui la ceaun. Musai cu un cartofior, așa, zdrobit. Wow, iese aburi din cartoful ăsta. Și bineînțeles să nu uităm de sos. Am mâncat eu coponelul ăla așa mai repede înainte, dar de aici încolo n-avem cum fără sos. Ia uitați-vă, mamă, cât de zemos îi puiul. Vai de capul meu. Ia să luăm așa cu maioneză, cu sosul ăsta de usturoi. Așa se mănâncă. Deci cu mâna, nu cu furculiță, nu cu cuțit. Băi, oameni buni. Bă, băiatule. N-am cuvinte. Deci doar dacă vă uitați cum se rupe carnea de pui și cât de zămoasă îi pe os, vă imaginați poate și gustul. Mai un cartof. N-ai cum. Mamă, morcovul. Păstrânac și ceapă, toate coapte în sare. Mă prind ca un de la încăldare, dar îs fericit. N-am o farfurie de stele, dar am un preparat peste stele. Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la Arvunescu în bucătărie, cu nebuniile astea. Mamă, și pielea asta crocantă, scuturată bine de sare, înainte. Luăm așa puțină maioneză de asta.
Pieptul ăsta, ia uitați-vă la el, cât de bine îi gătit, cât de bine miroase, cât de zemos îi. Și cu maioneza asta,